În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Iubiți credincioși, un om a făcut o cină mare și a chemat pe mulți. Dacă vom căuta de-a lungul Vechiului Testament și ne vom întoarce și în Noul Testament, vom vedea că au fost mai multe cine de acest fel. A fost cină între Dumnezeu și oameni atunci când Sfânta Treime a venit la stejarul din Mamre. A fost cină între Dumnezeu și oameni când Iov și Avram, cei doi oameni bogați, erau tatăl săracilor și sprijinitorul văduvilor și a orfanilor prin milostenile pe care le făceau. Vedeți cartea lui Iov și viața patriarhului Avram din Sfânta Scriptură, din capitolul Facerii. A mai fost o cină mare, mare de tot, în joia cea mare, când Mântuitorul, frângând, a dat ucenicilor săi, zicând, luați, mâncați sau beți dintr-o acesta este sângele meu al legii celei noi și trupul meu care se frânge pentru voi. Deci nu repet contextul întreg. Și a mai fost și o cină la care Dumnezeu veșnic cheamă pe cei mulți din toate forțele, și anume Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie este cina cea veșnică care se repetă de veacuri și se va încheia cu ospățul cel veșnic, sau se va încheia, dacă vreți ca să înțelegeți, cu Apocalipsa sau sfârșitul acestei lumi. Nu vreau să vă impresionez cu sfârșitul lumii, că eu nu-l aștept. Mie mi-e drag să mai să continue lumea. Dar vreau să vă spun că aceea va fi ultima cină, când cei de-a dreapta vor fi binecuvântați și cei de-a stânga blestemați. Ce trebuie să tragem ca concluzie din acest grupaj de pericope evanghelice pe care Mântuitorul le relatează în toate învățăturile sale? Fiecare pericop are un substrat al ei. Iată că Mântuitorul astăzi analizează în pericopa de față sau în învățătura de față, în acest pasaj, Mântuitorul analizează felul cum trebuie să privească oamenii împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Unii o privesc cu lene și știți de la spovedanie, n-am avut timp, nu cunosc, nu pot, nu vreau, sunt bolnav și așa mai departe. Alții o privesc cu o sârdie, da, Părinte, dă-mi ce-mi spui și fac ce-mi spui, numai să mă mântuiesc. Iar alții o privesc cu deosebit zelotism sau curaj și spune, Părinte, toate le-am făcut pentru viața de dincolo și vreau neapărat să mă mântuiesc. Iată că astăzi relatarea se schimbă în sens negativ, fiindcă Mântuitorul vedea mulțimile care erau în jurul lui și nu mai era nevoie să le explice despre cină, ci le-a explicat ce se va întâmpla cu cei ce nu vor veni la cină și felul în care ei se scuză. Și zice mai departe, și a trimis la ceasul cinei, vom vorbi despre ceasul cinei, pe slugi să spună celor chemați, veniți că iată toate sunt gata. Eu zic că trebuie să analizăm atent partea aceasta de cină, deci partea începutului cinei, numai după ce vom discuta despre alt lucru, fiindcă dacă introducem acum vorbirea despre ceasul și chemarea cu slugi, vom introduce deja în mijlocul Evangheliei ceea ce nu trebuie pus și trebuie pus spre final. Și a început toți câte unul să-și ceară iertare. De ce a spus toți câte unul? Dacă erau toți la un loc și a spus câte unul. Ia gândiți-vă la ce spune Nicodim a ghiorit un război nevăzut și în paza celor cinci simțiri. Omul este o alcătuire de mai multe lumi. Dar fiecare lume în felul ei și-a expus părerea în fața lui Dumnezeu în momentul chemării lăuntrice spre Dumnezeu. Cel din tâi, țarina am cumpărat și am nevoie să o văd, te rog, iartă-mă. Ce este țarina? Este lumea. Altul a zis, cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc. Cele cinci perechi de boi sunt omul rațional cu cele cinci simțuri. Altul a zis, femeie mi-am luat și de aceea eu nu pot veni. Deci, este diavolul care luptă pe om prin patimă. Și acum să ne întoarcem la Sfinții Părinți și să vedem care sunt cei trei uriași cu care omul duce război pentru împărăția Lui Dumnezeu. Trupul, lumea și diavolul.
Deci ați văzut cine stă împotriva cinei? Cine stă împotriva lui Dumnezeu? Stă trupul când este pus în nestăpânire și este probat în patim? Stă patima care vine de la satana și vine ca apa? De multe ori îl trântea în foc, de multe ori îl trântea în apă, dar nu s-a ardea și rău să chinuia, spunea copilul tatălui îndrăcit. Iar celălalt și-a luat țarină. Câte nu sunt în țarină? Nu referindu-ne la flori, ci referindu-ne la diversitatea plăcerilor lumești și la diversitatea problemelor sociale. Și întorcându-se, fiindcă aici vreau să ajung, sluga a spus stăpânului său acestea. Sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci ieși în piețe, în ulițe, în cetăți, la săraci, la neputincioși, la orbi și la șchiopi și adu-i aici. Deci iată chemarea lui Dumnezeu în toate neamurile. V-am explicat, a șchiopăta în cărările Evangheliei înseamnă a îmbla în învățătură străină. A fi orb în cărările Evangheliei înseamnă a nu-L înțelege pe Dumnezeu și a-I căuta culoarea. Și când vorbesc că îi căutăm culoarea lui Dumnezeu, fac o paranteză și vă vorbesc de următorul lucru. Îi vom lua pe rând pe toți. Ieși în piețe și în ulițe. Ce înseamnă piață? Aglomerație multă de oameni. Deci este un loc unde sunt toate adunăturile. Piața este tot o lume unde lumea face negustorie. Deci cei care negustoresc credința sunt mulți ca în piață. Nu mă, hai la mine mă, că la noi Papa-i Sfânt. Nu, hai la noi că facem femei preotese. Nu, hai la noi că îți dăm dolari. Hai la noi că îți dăm mașină. Hai la noi că e bine așa. Hai că nu-i bună Maica Domnului. Hai că nu-i bun versetul cu tare. Deci iată o piață nerușinată, profanând cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce a spus că în ulițile cetății? Ulițile cetății sunt două. Sunt ulițile ce duc spre Ierusalimul Ceresc. Deci de la Ierusalim vine mântuirea, de la răsărit. Și cei ce vor merge pe această uliță vor fi veșnic cu Dumnezeu, fiindcă au spus la Evanghelia de aseară, nu știu dacă ați fost atenți și ne-a fost la priveghere, foarte frumos și intenționat am oprit pasajul pentru astăzi. Și ucenicii, văzându-L că s-a înălțat la cer, s-au întors în Ierusalim cu bucurie, în laude și în cântări duhovnicești. Deci cine se întoarce în inima lui și îl vede pe Hristos înălțat, nu pe alte coordonate, ci pe puterea gânditoare, unind cerul cu pământul, că de fapt rugăciunea este o discuție a omului cu Dumnezeu, este o întâlnire a minții cu Dumnezeu, este o unire a cerului cu pământul. Atunci rămâi vesel și bucuros. De ce? Dulceața duhovnicească a rugăciunii, cel care o simte, nu mai simte foamea, setea, frigul și cele ale lumii. Asta din treptele rugăciunii. Și a spus, în primul rând, adă-i pe săraci. Cine este sărac în Dumnezeu? Cel sărac de fapte bune. Dar la acești săraci vine Sfântul Ioan Gură de Aur și comentează pe două căi. Săracii spirituali că le lene să citească, și aici trebuie o mare atenție, și fac o paralelă bătând cu biciul în clasa intelectuală. Ce vreau să le spun astăzi la clasa intelectuală? Unii n-au citit nici Filocalia, n-au citit nici Biblia, n-au citit nici PSB-urile, colecția de părinți bisericești și scrierea ascetice înalte, dar au avut timp să-L citească imediat pe Eliade, pe Cioran, pe Noica, pe Hașdeu. Și ce au făcut? Și-au făcut dogmatici și și-au făcut învățători, cum spune Timotei, din cei lumești și muritori. Deci nu și-a ales să cerceteze lăuntru spiritual al lui Dumnezeu în oglinda celui care a postit sau s-a ostenit în pustie, cum spune învățătura de credință ortodoxă. Învățătura poate fi din fire și mai presus de fire. Deci din fire descoperită intelectual, deci orice om știe de Dumnezeu, iar mai presus de fire din minuni. De exemplu, mie îmi vine mai ușor să cred porcăriile vorbite de Cioran, care era între ateism și necredință, sau între o credință bolnavă, ajută Doamne necredinței mele, decât să ascult de Maxim Mărturisitorul, care trăiește în post și rugăciune, pentru Dumnezeu îi se taie limba și mâna dreaptă, atât de tare se temeau păgânii de el, și ca să nu mai poată vorbi și scrie la un nenorocit, la un mutilat de aceste două arme,
cu care apăra pe Dumnezeu, și apoi trebuie să cred mai mult în HD-ul care vorbea de spiritism, care vorbea de reîncarnare și o punea la rang de dogmă, și să-i dau nas și curs lui Eliade sau lui Noica sau lui nu știu mai care, Țuția sau care mai, fiecare s-a încreștinat în diferite elemente ale vieții mai josnice. De exemplu, unul a cunoscut pe Dumnezeu în pușcărie. HD-ul și-a cunoscut pe Dumnezeu mai de aproape și l-a cercetat după ce i-a murit fiică-sa și și-a făcut-o la nivel de idol. Și-a, i-a făcut un palat frumos, a început să vorbească cu ea, a venit dracul în vedenie și toate nebunile. Citiți și vedeți și aflați. Deci astea sunt dogmele societății, ăștia săracii cu Duhul, ăștia sunt cei săraci ce trebuie chemați la cină. Din ce cauză? Patristica bisericească și tradiția sau temelia bisericii este negată? Dar învățătura unor oameni care s-au rupt din rândul societății și au crezut că mintea lor este mai mult decât mintea lui Dumnezeu, trebuie luată la rang de dogmă. Deci lăsați intelectualitatea și coborâți-vă la nivelul lui Solomon. Adică Solomon și-a cerut de la Dumnezeu înțelepciunea și pildele lui au rămas scrise în Sfânta Scriptură. De pildele lui Solomon toți s-au izbit, dar de viața și de sfaturile lui Cioran și a lui Eliade și a lui HD-ul nu s-a izbit nimeni. Pentru că ce se întâmplă? Vârfurile și extremele nu întăresc virtutea, ci aduc excepție regulei. Deci și în sport, și în medicină, și în judecătorie, și în miliție, și în toate, sunt și vârfuri bune, sunt și vârfuri rele, sunt și extreme bune și extreme rele. Deci se ia calea de mijloc, fraților. Deci, intelectual fiind, citește întâi ce este sufletește și apoi avântă-te a cunoaște învățăturile bolnave. Nu-ți fă tratat și dorme din prostia personală. Din rușinea de a spune păcatul unui duhovnic, te duci pe o linie greșită. Din rușinea de a face o metanie sau a te ruga, iei o cale anapoda. Din rușinea de a-ți recunoaște neputința, fiecare om în fața lui Hristos, când vine la spovedanie, este un mare zero. De ce e un mare zero? Fiindcă în păcate ne-am născut, în păcate trăim, în păcate ne-am zămislit. Ține minte. Sau altul care vine și îți spune, zice, părinte, știința a făcut progres. O fi făcut știința progres, dar n-a reușit știința să facă să miște o furnică din materiale organice, deci din care este alcătuită ea propriu-zis. N-a reușit știința să facă un fir de iarbă, n-a reușit știința să facă o lentilă prin care să-L vezi pe Dumnezeu, n-a reușit știința să facă o navă spațială care să ajungă în cerurile cerurilor și apa mai presus de ceruri a lui Dumnezeu, și n-a reușit știința să facă un aparat de zbor care să ajungă pe la tronul lui Dumnezeu, afară de știința milosteniei, că milostenia sparge cerul și trece pe la picioarele lui Dumnezeu. Deci iată, frate, ce poate știința. Și cineva mi-a spus odată o replică frumoasă, zice, părinte, zice, faptul că porți ochelari este, zicea, științei. Da, știi de unde a luat știința metoda de a face ochelarii? Am studiat intenționat acest lucru. A privit-o pe albină și pe toate insectele care au ochi convexi și ochi compuși din mii de ochi, care în momentul când oglinda lor propagă în cristalin, măresc imaginea de mii de ori. Și asta a învățat știința să facă și să aducă printr-o lentilă imaginea pe retină sau să o apropie din spatele retinei, în fața retinei atunci când ești miop sau apresbit, cum se spune. Deci iată ce face știința în plus pentru Dumnezeu, pentru om. Cum spune Ioan Gură de Aur, doctorul este bolovan de lut în mâna lui Dumnezeu, care taie, vindecă și coase numai ce este spre mântuire. Deci ce trebuie să se mai lungească cu zilele? Nu doctorul lungește zilele la Dumnezeu, ci Dumnezeu le lungește prin doctor, că așa trebuia să fie. Deci iată, frate, ăștia săracii cu Duhul, ăștia sunt mai săraci decât săracii, că nu cunosc pe Dumnezeu și să neacă în căi greșite. Al doilea lucru, chemați pe orbi. Ăștia sunt cei mai periculoși. Din ce cauză? Mai era un orb ce cerșea lângă cale și am vorbit de el. Ei, ăștia sunt orbii care stăteau în piață. Și de ce sunt orbi? Spune Scriptura. Când vă faceți un ucenic după ce colindați marea de 3-4 ori, zice lumea, o înconjurați, îl faceți îndoit fiul al Ghenei. Deci și în credințele păgâne, și în credințele neocreștine, și în credințele creștine, deci chiar și în ortodoxie avem orbi. Ce fac orbii din ortodoxie? Își fac un fanatism din ea și o iau raznă. Deci,
ori postesc fără măsură, ori se roagă fără măsură, ori o iau razna de tot și deodată dau eșec și spune, zice, m-am lămurit și m-am săturat și de Dumnezeu nu mi-a ajutat la nimic. Dumnezeu nu ajută proștilor, înțelepților, adică cine postește pentru Dumnezeu nu greșește lui Dumnezeu. Cine postește fără Dumnezeu pentru Dumnezeu face păcat. De ce? Relația eu-tu, adică duhovnic penitent, este legătura care ridică ceața de pe ochii orbilor și le arată măsura posibilității de înălțare la Dumnezeu prin voința și puterea lor, dar prin sfatul și ascultarea duhovnicului. Deci nu vrei tu 7 zile. Dacă eu ți-am spus 3, tu ții 3. Dacă eu ți-am spus 2, tu ții 2. Deci nu face duhovnicul târg cu tine. Nu-i pui tu program lui. Atâta pot. Nu atâta poți, atâta trebuie. Pentru că ce se întâmplă? Neascultarea naște moarte și naște păcat și rodul păcatului este moartea. Orbi mai sunt. Avem orbi care au lepădat pe Maica Domnului pentru o mașină, sectarii. Avem orbi care au lepădat sfatul Sfinților când Scriptura scrie negru pe alb și Sfinții vor judeca lumea. Avem orbi care au lepădat biserica. Și unde au ajuns? Au ajuns de râpă, au ajuns înglodați în cele materiale și astăzi strigă ca acel bogat de atunci. Suflete, ai de toate, bea, mănâncă și te veselește, că dracii te așteaptă la porțile vămilor să te ducă în fundurile iadului. Din ce cauză? Materia nesacramentată sau neînduhovnicită duce la iad. E bună și mașina în cărările Evangheliei, e bună și mașina în cărările societății, e bună și mașina în cărările serviciului, dar nu în cărările pierzării. Ai înțeles? Nu la distracție, nu la desfrâu, ci la biserică, la servici, la spital și acolo unde ai nevoie. E bună și mâncarea, e bun și televizorul, dar e rău ascultătorul. Dacă rău le folosește, spune Părintele Cleopa, sufletul se păgubește. Știți ce am vrut să spun, uitându-vă la icoana lui Sarsailă de la televizor, când el nu face altceva decât să-și arate fundul gol oamenilor. Asta face satana prin televizor pentru cei ce nu știu să-l folosească. Mergem mai departe. Și pe șchiopi adu-i aici. Care sunt șchiopii? Vă spun eu care sunt șchiopii. Sunt oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu și după ce l-au cunoscut, în loc să sporească din virtute în virtute, deci în loc să ajungă la înălțimea cunoașterii de sine, ăsta e duhovnic rău. Hai la ala că nu dă canon. Hai dincolo că te împărtășește peste avort. Hai dincolo că te împărtășește pe nepostit. Hai aici că nu-ți cere nu știu ce. Hai aici că nu-ți face nu știu ce. Ăștia sunt șchiopii. Și șchiopii se împart în 3 feluri. Slugi, deci care fac de frica lui Dumnezeu ceva că se tem de muncile veșnice. Sunt naimiții care se roagă că le merge bine. Se roagă că le merge bine. Mi-a plăcut ieri spovedania unei bătrâne când mi-a spus, zice, părinte, copilul meu s-a rugat ca să intre la facultate. Era atât de credincios și după ce n-a intrat, aș uita de Dumnezeu, pentru că nici nu l-a cunoscut înainte de a-L uita. Păi cum spuneți asta? Dacă i-ar fi simțit căldura lui Dumnezeu, simțea că și atunci când n-a luat la facultate a fost un semn tot al lui Dumnezeu să-i smerească mândria. Zice, era premiant. Da, era premiant în înțelepciunea lumii, care e nebunie pentru Dumnezeu. Dar nu era premiant în înțelepciunea duhovnicească, ai mulțumit lui Dumnezeu și de bune și de rele, cum spune Iov. Cum le-am primit pe cele bune, hai să le primim și pe cele rele. Deci ce se întâmplă? Biciul și palma lui Dumnezeu nu vin după voința omului, ci vin după voința lui. Și oricât te-ai zice așa undeva foarte frumos, zice, oricât uneltești a tine, viață nu vei fabrica. Însă de osânda morții de greșit nu vei scăpa. Dacă nu cunoști în viață pe binefăcătorul tău, vei cunoaște după moarte doar puterea celui rău. Așa spune Ioan Iacob. Dacă minte el, vă mint și eu. Alți șchiopi. Sunt șchiopi cât vreți. Vin în biserică și consumă oxigenul și se duc acasă și tot să ceartă și nu postesc și nu se roagă. Vin în biserică și țin ură și dușmănie și nu iartă. Vin în biserică și tot fac păcate grele. Vin în biserică și tot stau degeaba la număr și când se duc acasă sunt cei care au plecat. Știți pilda cu usturoi, ceapă și ardei? V-am spus-o. Deci să nu fim aceiași usturoi și ceapă și ardei care am intrat în biserică de dimineață și după amiază. Adică la fiecare liturghie și la fiecare cuvânt de învățătură să se lipească ceva de noi. Ce să se lipească? O mică faptă bună. Băi, astăzi asta am tras concluzia din biserică. Pentru că dacă vin fără concluzii și trăiesc fără concluzii, înseamnă că n-am dat sens vieții spirituale. Că așa au spus unii, zice. Ei, m-am lămurit și cu biserica. De fapt, tu nici nu știi ce e biserică. Biserica nu este acest zid înnegrit de fum,
ci este totalitatea creștinilor botezați în numele Sfintei Treimi, care au cap pe Hristos și sunt mădularea lui Hristos în parte, El fiind butucul și noi mlădițele, iar ce nu se taie să dăm foc ce n-aduce roade, la foc ne stinde. Deci aia e biserica. Biserica nu este alcătuită din oameni drepți și din oameni păcătoși, Apostolul Pavel, vase de cinste și de necinste. Dar, mai spune Apostolul Pavel, zice, s-a lăsat în mine boldul satanii. De ce? Ca să nu se mândrească, așa fiecare om. Dacă noi am fi drepți, am crede că suntem sfinți. Dar fiindcă suntem păcătoși, noi știm că nu suntem sfinți și tocmai de aceea cei bolnavi au nevoie de doctor. Luarea minte. Mergem mai departe. Și a zis sluga, Doamne, s-a făcut precum ai poruncit și tot mai este loc. S-a făcut precum ai poruncit și tot mai este loc. Acum ne putem întoarce la început. Și a trimis în ceasul cinei. Care este ceasul cinei? Ceasul cinei poate fi de două ori în viața omului. La moartea lui particulară sau individuală, fiecărui om în parte, și la moartea universală a tuturor atunci când Dumnezeu va veni ca judecător pe norii cerului, nu cu orgă, nu cu cântări, Iisus pe nori când va veni, tralala, ci va veni ca fulgerul de la răsărit la apus și de la miază zi la miază noapte și pe cer se va arăta semnul Fiul omului. Nu se va arăta nici mudava, nu se va arăta nici fata din Parepa, nici nebunii de la Glodeni, nici Veronica de la Vladimirești, nici Ioan de la Recea, ci se va arăta semnul Fiului omului și cei care l-au batjocorit vor plânge. De ce? Și a spus Simeon când a întâmpinat pe Hristos în brațe, s-au zis la 2 februarie. Acesta este spre scularea și spre căderea multora din Israel. Pentru că la ceasul cinei celei mari, vorbind de cina cea mare, că au fost chemați mai mulți, s-ar putea ca această piatră Hristos peste care va cădea, îl va spulbera. Dar cine totuși pe parcursul vieții se va poticni de această piatră, se va sfărâma. Primii care s-au izbit de această piatră au fost sfinții de la Roma, catolici în frunte cu papa. Ei s-au sfărâmat de Hristos, identitatea Mântuitorului Hristos sau a cuvântului întrupat i-a derutat. Și la 1054 au sărit cu barca de salvare din corabia bisericii și plutesc aiurea pe malul mării. La rândul ei această corabie s-a spart și până în ceasul cinei toți sunt cu colaj de salvare pe marea acestei vieți. Mai știu că era un Hristos în biserica lor. Știu și protestanții că au un Hristos. Știu și anglicanii că au un Hristos. Știu și sectarii că au un Hristos. Dar de fapt nu știu cui să închină. Fiindcă Apostolul Pavel spune, doar Tu ești Dumnezeu, Cel ce mântuiești pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Și dacă spune, Cel ce s-a depărtat de la Ierusalim la Ierihon a căzut între tâlhari, ăștia au căzut în gurile rechinilor sau ale dracilor. Deci ei plutesc undeva în marea neputinței lor și sunt înghițiți ca peștii cei neputincioși de cei mai mari. Și fiindcă satana cu o gheară poate întoarce pământul, tot cu o gheară dărâmă și împrăște cealaltă bucată de corăbioară ruptă din Biserica Universală, deci din corabia mântuirii, pentru că n-au avut pe Hristos, deci n-au avut pe Hristos cel care trebuia. Să vă spun eu de ce nu l-au avut. Și suindu-ți-e Hristos în corabia a dormit. Auzi, dormea Dumnezeu, interesantă treabă. De ce dormea oare? Ne lăsa pe noi să vadă ce facem din propria inițiativă. Dumnezeu de trei ori stă trează în viața Lui. Când ne naștem să ne pună virtuțile, când ne judecă să-i dăm socoteală și când greșim că ne mustră cu conștiința. În rest doarme tot timpul. De ce? Lasă arma bunăvoirii să lucreze, că dacă ar lucra El tot timpul ar fi numai morți și boale în noroade, așa cum este astăzi. Se pare că acum s-a trezit și bate cu biciul. Deci, ce a făcut? Dacă aceștia ar fi avut în corăbioara lor pe stăpânul care a certat valurile și a liniștit marea, această corabie nu s-ar mai fi sfărâmat în mii de bucăți. Și n-ar mai fi existat la cină șchiop, orb, ologi, surs și ciungi. Și nici n-ar mai fi fost loc. De ce n-ar mai fi fost loc? Să vă spun eu de ce n-ar mai fi fost loc. În clipa când se face judecata, fiindcă aici vreau să ajung, la ceasul cinei, în clipa când se face judecata lui Hristos, și El va veni ca judecător, prorocul David ne arată în psalm.
va chema cerul de sus și pământul de jos prin puterea începătorilor care vor trâmbița cu trâmbițe de aur, mii de trâmbițe de aur, cum arată Andrei al Cezareii. Și zice, va suna arhanghelul Mihail glasul înfricoșatei judecăți, cu trâmbița judecății care este glasul lui Dumnezeu. Acum a sosit vremea și ceasul, în care nimeni nu știe că a venit Fiul omului, iată-L în scaun de judecată și într-o clipă toate vor fi la judecată, și cerul și pământul și cele de desubt. Auzi ce spune David în psalm. Chemava cerul de sus și pământul de jos să aleagă pe aleșii săi. Și de ce mai era încă loc? Mai era încă loc pentru că în clipa când se face judecata, spune apostolul de la morți, de joi sau de miercuri, deci din spatele apostolului, spune așa, zice, noi cei vii nu vom scăpa, ci într-o clipă vom gusta moartea și ne vom schimba. Deci în clipa când vine judecata, cei care sunt vii, prunci în fașă, mame în vârstă, tineri, copii, bărbați, căsătoriți, necăsătoriți, călugări, necălugări, toți într-o clipă se transformă din trup stricăcios în trup nestricăcios. Și fiecare va străluci în rândul cetei sale. Adică farul universal, lumina divină, lumina nefăcută cu ciocanul, ci energia necreată a Duhului Sfânt, puterea înțelepciunii lui Dumnezeu care este lumina veșnică, este lumina care toate le-a umplut de lumină. A mai fost o cină puternică când Hristos a umplut toate de lumină, învierea. De înainte de înviere a dat încă o masă puternică. A fost o masă din care au mâncat cei 12 apostoli împreună cu vânzătorul. A fost o masă care s-a transformat în masă festivă în adâncurile iadului. Și prorocii și drepții Vechiului Testament se veseleau de dreptatea lui Dumnezeu și de minunăția profețiilor lor pe care nu le înțelegea Toma. De nu voi vedea și nu voi pune mâna, nu voi crede. De-aia Mântuitorul i-a spus, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. De ce? Câtă bucurie și veselie era în străfundurile iadului, la Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, la David, rupt-au cămașa mea, aruncat-au sorți pentru cămașa mea și au zdrobit oasele mele, sau cum spune acolo, și mai departe, zice, și s-au împuțit ranele mele, deci câtă o sândă, câtă neputință în trupul lui Hristos cel omenesc, nu în dumnezeire, dumnezeirea n-a suferit schimbare sau maltratare, pentru păcatul lumii. Și tu aduci la rang de dogmă un idiot care a avut o gândire filozofică și pe jumătate creștină. Deci te-ai născut dintr-un ținut creștin, într-un neam creștin, apostolic și sobornicesc și vii să-mi spui mie că Buddha e mai deștept și Confucius și ăsta cum îi spune și Mahomet și Brahma și Krishna. Deci iată câtă gândire bolnavă. Deci Domnul Savaot este stăpânitor peste religiile istorice, Domnul Savaot, deci este stăpânitorul peste religiile istorice, și vine Fiul și Cuvântul întrupat și restaurează religiile istorice și aduce pe toți fiii lui Avram prin credință, tăindu-i împrejur la urechi și la simțuri, și tu vii să-mi spui mie că reîncarnarea e la grad de dogmă. Știi cine se reîncarnează? Curvare când se îngrașă. Curvele când fac avort. Ele se reîncarnează. De ce? Mai prind un trup în trupul lor și îl duc la doctor. Aia e reîncarnarea. Pentru o mamă creștină, reîncarnarea înseamnă postul și rugăciunea. Cu cât slăbește trupul, se veselește sufletul. Așa spun cântările postului mare. Cu cât slăbește trupul, se veselește Duhul, spune Efrem Siru și iarăși spune, Duhul trândăviei și a grijă de multe și a iubirii de stăpânie și a iubirii de argint și a lăcomiei, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, a gândului smerit, a răbdării și a dragostei dăruiește mie slugii tale. Auzi câte duhuri sunt în văzduh, că mulți sunt cei ce se luptă de la înălțime, dar noi nu-i vedem, că lupta noastră nu e împotriva sângelui și a cărnii. Astea intră în pământ să seamănă stricăcios, să răsară duhovnicesc. Lupta este împotriva domniilor și stăpâniilor acestui veac. Ce sunt domniile și stăpâniile? Sunt generalii cetelor cerești care au căzut odată cu Lucifer și s-au format acele vămi înfricoșate sau acele garduri de foc duhovnicesc
în care Dumnezeu își cenzurează ca în securitate, și securitatea e mică, că ea știe doar ce îi scodește prin bătaie, Dumnezeu știe prin știință că cercetează rărunchii și adâncurile inimii omenești și vede cât păcat și câtă nenorocire este în capul omului. Dar Dumnezeu este bateria universală, este motorul universal care pune în mișcare, începând de la gând și până la viața ultimului gândac sau vierme, toată energia universală. Și El este Cel ce radiază în noi lumina cunoștinței sale. Însemnatul s-a peste noi lumina feții tale, Doamne. Auzi ce spune David în psalm. Însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Păi cum poate să fie fața mea fața lui Dumnezeu? Când El e milostiv, eu sunt rău. Când El e curat, eu sunt murdar. Când El este sfânt și eu sunt spurcat. Când El este sărac și eu sunt bogat. Care e lumina lui Dumnezeu? Care e oglinda lui Dumnezeu în om? Decât curățenia, decât sfințenia, decât rațiunea, decât cuvântul, decât veșnicia și sufletul și nemurirea. Mai este vreo oglindă? Există o oglindă pentru bolnavi. Își pun un ghiul de coarț la gât și se uită în tunelul timpului. Văd cât de proști au fost din generație în generație până la ultimul lor protopărinte. Adică, ce s-a născut din niște destrânați sau destrăbălați fără credință este produsul și arborului din spate, deci în descendență și în ascendență. Deci nu poate. Zice, părinte, zice, eu postez că sunt din neam de preot. În casa noastră, zice, au fost preoți. În casa noastră, părinții noștri au fost creștini. Și atunci îl vezi pe creștin în biserică. Altul spune, zice, părinte, eu nu le-am cu credința. La noi, în familie, nu s-a pus accent pe așa ceva. Bine că s-a pus accent pe prostie. Deci prostia este unitatea de măsură universală a durerii sufletului omenesc. Pentru că dacă spunea un mare învățat, prostia ar durea să ar umplea spitalele. Să știți, ar trebui numai facultăți de medicină. Din ce cauză? Această armă a bunăvoirii este unica slăbiciune a lui Dumnezeu din toate puterile lui suprafirești, venite din izvorul apofatic și catafatic. El nu vrea să facă robos, ci lasă pe om să facă singur ce vrea el. Și de aia, unii au luat-o la deal, alții au luat-o la vale, alții au cotit cărările, alții merg în întuneric, că așa spune Scriptura, nu umblați în întuneric. Umblați în cărările luminii cât aveți lumină. Eu sunt lumina lumii. Mai departe, eu sunt adevărul. Și Ioan Iacob completează Sfântul de la Ierusalim din Mănăstirea Neamț. Adevărul de la oameni niciodată n-ai să scoți. Eu sunt vrednic, vistiernic, nemitarnic pentru toți. Numai Hristos știe adevărul. Tu spui că n-ai putut și că n-ai vrut, dar El știe că ți-a fost lene. Tu spui că ai fost bolnav, dar El știe că boala n-a venit din virtute, ci pentru păcatele tale. Și să vezi cât este omul de șmecher în gândirea lui rațională. Părinte, am cu ficatul, nu pot să postez. Deci Dumnezeu ți-a trimis boala ca să te îndrepți? Ai câștigat un dar odată, că te-a făcut atent ca să te vindeci. Dar acum ai cer justificare că ești bolnav, ca și cum tu ai fi făcut toate cele bune și Dumnezeu ți-a trimis rezultatul drept această boală. Și vrei și o intermitență la spovedanie prin mâncare de dulce să te pocăiești. Nu se poate. Este o înșelare. Toată dreptatea lui Dumnezeu înaintea oamenilor este ca o cârpă, dreptatea oamenilor înaintea lui Dumnezeu ca o cârpă lepădată. De ce? Unii bolesc pentru mulțimea păcatelor lor. Alții bolesc trăgând păcatele părinților. Alții bolesc trăgând păcatele copiilor. Alți copii bolesc trăgând și ei la rândul lor păcatele părinților. Alții bolesc din virtute, dar aceia nu cărtesc și nu judecă niciodată, ci spun cum spunea Ezechia cu fața la perete. Doamne, adu-ți aminte că din tinerețe ție am slujit și nu mă trece cu vederea. Și i-a mai dat Dumnezeu ani îndelungi de viață până a crescut Manase, care avea 10 ani, și a mai trăit Ezechia vreo 26 de ani până a ajuns Manase împăratul iudeilor. Și câtă milă și dreptate la Dumnezeu, că și Manase a ajuns împărat, a dus poporul evreu, l-a dus la închinare de idoli. Și după ce a stat închis vreo 7 ani în cușca lui Asud, împăratul babilonienilor, care a pus mâna pe el și l-a prins și l-a băgat în cușcă, de-abia după aia a pus și el genunchii inimii la rugăciune și a spus frumos în postul mare, v-am dat eu canon să o citiți în tot postul mare, Doamne,
sunt încătușat în fiare și noi suntem în fiarele astea, în mașini, în utilaje, în bloc, în cheie, în lacăt, în televizor, în buton, în aragaz, tot în fiare ne-am închegat și ne-am legat. N-am ce să plec înaintea ta, dar plec genunchii inimii mele. Stai, domnule, în viața asta socială, așa cum este ea, cu ajunsuri și cu neajunsuri, dar inima s-o ai la Dumnezeu. Tu nu poți să stai în genunchi, că te văd colegii la servici. Tu nu poți să stai în genunchi, că ți-e rușine că te cunoaște alternul sau subalternul din biserică. Ți-e rușine să stai acasă la genunchi, în genunchi, că nu te lasă bărbatul. Ți-e rușine să stai în genunchi, că vorba aia, ai părul creț. Și ce zice Dumnezeu, o cucoană cu părul creț în genunchi? De unde atâta smerenie? Da, nu râdeți! Nu poți să stai în genunchi, că ești încărcată de aur și de zorzoane. Și să miră Dumnezeu, ce să caute nemzida la Tatăl nostru când ai închinare la idoli? Dar vine Dumnezeu și spune, pleacă-ți genunchii inimii tale. Plângi că te-ai vopsit, plângi că te-ai despărțit, plângi că ai făcut păcate, plângi că ai divorțat, că ai avortat, că ai curvit, că ai desfrânat, că ai furat, că ai mințit și toate celelalte. Pocăința prin lacrimi să iartă. Ce a făcut femeia păcătoasă? Este o cântare minunată în postul mare, nu o cântă la strană, că este lene. Doamne, femeia ce căzuse în păcate grozave, cunoscând dumnezeirea ta, dar de mironosiț a luat, ungând cu mir capul tău și spălând cu lacrimi picioarele tale, ștergându-le cu pierii capului ei. Nu vi se cere să ștergeți picioarele Mântuitorului. Măcar ștergeți-vă păcatele și ajungeți curați la picioarele Mântuitorului. Atâta vi se cere. Deci iată, orbi, șchiopi și neputincioși. Ați văzut formula acelora care este. Mergem mai departe. Și în ceasul cinei să spună celor chemați. Noi am auzit și la Sfânta Liturghie, cei chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți. Ce se întâmplă? Cei chemați sunt cei care de data aceasta nu-s chemați numai din neamul păgân. Din toate neamurile și care n-au auzit de Dumnezeu și care vor să-L cunoască pe Dumnezeu, dar mai ales se referă la aceia care îl cunosc pe Dumnezeu. De data aceasta, cei chemați sunt cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu în legea veche, prin tăierea botezului împrejur la Avram, prin legea lui Moise în timpul decalogului, prin legea arhieriei și a preoției în biserică, până la Ana și Caiafa, până la răstihnirea Mântuitorului. Și de ei era vorba, evident lucrul ăsta. Iar mai ales acum, cei chemați sunt cei care au cunoscut legea darului. Uite cum casca somnul. Deci, legea darului este legea iubirii supreme. Unde ai mai văzut tu să fii plin de păcate și printr-o simplă și ușoară convorbire în pace și în înțelegere cu duhovnicul să pleci acasă curat și să spună, ți-am absolvit păcatele, ți le-am dezlegat, iată, ești curat să nu mai greșești. Uite câtă putere, uite câtă adâncă milostivire și cât dar de pomană. Spune-mi tu, dacă legea civilă pentru o ucidere, deci legea civilă pentru o ucidere îți dă 7 sau 8 sau 12 ani. Și Dumnezeu, pentru că lași un prunc nebotezat și faci hulă împotriva Duhului Sfânt, prin avortul care se petrece, că nu contează în sine acea bucată de carne care o arunci tu afară, contează că ai călcat cuvântul Scripturii de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu moștenește împărăția cerului. Iată cum se închid porțile cerului la milioanele de prunci și de embrioni avortați înainte de termen. Pentru că cineva mi-a spus odată, mi-a reproșat dur la spovedanie. O doamnă din înalta clasă citise 7 ani Apocaliptici de Ion Țubui, grasă, era cam cât strana asta, și mi-a spus, zice, părinte, dar ce m-am măritat să stau cu bărbatul în vitrină? Nu, dragă, te-ai măritat să faceți păcate. Zic, taina cununiei Hristos când a pus-o în biserică, cu acest scop a spus-o. Faceți-vă de cap. Așa i-a spus lui Simon Zilotul la Cana Galilei. Așa i-a spus, Simone, ia femeia ta și fiți ca harmăsari. Nu, frate. Și a zis Hristos către mama lui, ce vrei, femeie? S-a terminat vinul nunții. Adică s-a terminat învățătura lui Hristos în acea mulțime. Au băut și au mâncat mâncarea din pustie. Mană, pâine, pește și acum îl aveau pe Dumnezeu de față. Și când a vorbit la nunta din Cana Galilei Hristos, Simon Zilotul și-a lăsat nevasta și s-a făcut apostol chiar din ziua nunții. De aia e minunată nunta. Și atunci nunul
care se presupune că era unul din cei 70 de apostoli și el la rândul lui, i-a zis lui Hristos și mirelui. Păi zice, fraților, zice, a spus întâi vinul cel rău, adică mâncarea cea stricăcioasă. De ce n-ați adus nunții noastre cuvântul lui Dumnezeu din început? Că nu mai era nuntă, era exorcizare, era unire și urmare lui Hristos. Ai văzut? Și asta a fost efectul nunții. Deci și la nunta creștină, nu bei vin că vrei să bei, nu mănânci că vrei ca să mănânci, ci mănânci simbolic și bei simbolic, nu ca să te îmbuibezi, ci ca să trăiești în Hristos. Este darul de omenie, este darul de cinste dintre oameni. Este unitatea în Duh, în Hristos, că și popoarele din pustie puteau fi hrănite. O simplă binecuvântare și nu mai era nimeni flămând. Dar Dumnezeu le-a arătat că lucrurile firești rămân în cele firești. Adică, stomacul s-a pus în om să se pună în el mâncare. Pământul s-a dat ca să-i rodească omului mâncare. Apa s-a dat ca să-i țină de sete. Somnul ca să se odihnească. Zâmbetul ca să-și scoată suspiciunea, ura, dezbinarea, răutatea din sufletul lui și să devină senin. Că așa spune, zice, omul întunecat e tronul diavolului. Dar omul vesel și frumos face și pe cei din jurul lui vesel. Dar nu veselie de aia cu bătaia la pinte, dragă, ci veselia aia duhovnicească. Veselii se va dreptul de Domnul și de auzul rău nu se va teme. Auzi ce frumos spune. Mergem mai departe. Și-a trimis să spună celor chemați, veniți că toate sunt gata. Păi toate sunt gata. 7 taine avem. Preot în biserică avem. Liturghie avem. Sfântul Maslu avem. Cununie avem. Pocăința avem. Taina Euharistiei avem. Taina Botezului avem. Taina Mirungerii avem. Ce să facem altceva decât să intrăm la cină? Că a mai fost o cină la un altul din evangheliști. Fiindcă ele s-au combinat. Luca fiind doctor și pictor, scrie concret. Matei, umblând mai multă vreme umblând în urma lui Hristos și fiind și el atunci pe vremea aia mare funcționar, deci avea o altă gândire. Sigur că nu dobândise această funcție pe stat degeaba. A învățat în vremea aia ceva. Știa el o școală. A descris mai detailat și mai frumos, că spune că atunci când toți s-au adunat la cină, aia e minunat lucru, a venit stăpânul nunții acelei adunări și a spus așa: fiule, prietene, haina nu ți este de nuntă. Tu de unde ai apărut aici? Întrebarea supremă. Tu de unde ai apărut aici? De unde vii? Din care cale? Din care adevăr? Din care viață? Din care rădăcină? Auzi, toiac și floare Hristoase din rădăcina lui Esei, neam împărătesc și arhieresc al Maicii Domnului. Hristos, fiul lui David, auzi? Din speța lui David. Dar tu, penticostalule, de unde vii? Care a fost apostolul penticostalilor din cei 12 sau din cei 70? Care a fost apostolul anglicanilor? Care a fost apostolul catolicilor? Și cineva spune Petru. Petru devine panteism în momentul când îl iei ca apostol prim, fiindcă el slujea lui Hristos, nu lui Papa. Să țineți minte? Ia vă aduceți aminte de acea frumoasă teologumenă, i-aș spune, dar e cuvânt, e Evanghelie totuși. Petre, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Petre, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, tu le știi toate, tu știi că te iubesc. Sau știi că te iubesc. Deci iată discuția între adevărul universal și adevărul substanțial. De ce? Petru este împlinitorul adevărului universal. Nu adevărul universal se supune lui Petru. Și Petru vine și se căiește cu Ama. Când se va căi și Papa la mormântul lui Hristos la Ierusalim, se face concilierea între biserici. Să-l vezi cum bate metania, aruncă coiful și bulendrele alea după el și sabia aia, parcă-i Caiafa, că răstinea pe Hristos, și când va bate metania din mașina blindată, se va coborâ jos, se va împărtăși, se va spovedi și va face mirungerea și va trece la creștinism, atunci biserica va triumfa și, cum spun cărțile sfârșitului omului, va veni Constantin al XII-lea să ducă măcelul de la Bizanț și de acolo, cu sânge până în coama calului, 3/4 de lume va pieri și zice că abia în clipa aia tronează ortodoxia pe pământ. Citiți cărțile, nu stați degeaba, lăsați cărțile profane, luați pe cele sfinte ca să prinzi ceva la minte. Așa spune Ioan Iacob. Mai departe. Și au început să se scuze, deci ceea ce amintisem adineaori. Mi-am cumpărat țarină.
Țarina este tot ce ne-a dat Dumnezeu. Și de ce Dumnezeu a judecat țarina? Să vă spun și lucrul ăsta. De ce am lăsat la urmă? Am trecut substanțial și acum luăm ușurel. Țarina a judecat-o Dumnezeu nu din punct de vedere material. Dumnezeu știe că omul trebuie să muncească. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spunea într-un cuvânt frumos. Zice, noi creștini nu încurajăm viața celor leneși pe traiul și munca altora. Sfântul Efrem Siru, în tomul 3, citiți că a apărut cartea la magazinul Mitropoliei. Zice, munca ta să fie ca înaintea feții Domnului, după cum Scriptura spune, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Noi suntem fiii lui Dumnezeu după dar. Fie că Hristos, fie că Tatăl lucrează în cer, noi trebuie să lucrăm pe pământ. Cine nu muncește, nu mănâncă. Și n-a arătat Pavel muncă de 8 ore. N-a arătat Pavel munca de 8 ore. N-a arătat David munca de 8 ore. N-a spus lucrul ăsta. Și a spus așa, ieși-vă omul la lucru său și la lucrarea sa până seara. Ai văzut? Și Pavel respectă cuvântul lui David și spune, ziua am lucrat și noaptea m-am rugat. Iar Evrag, Ponticul, cum îi spune, că eu îi strălcesc numele, întotdeauna el spune așa, muncește și prisosul muncii tale de la altora, că așa împlinești legea lui Dumnezeu. În capitolul 8 este acolo 100 de capete ale lui. Deci vezi ce spune Dumnezeu despre țarină? N-a condamnat țarina. A condamnat pe cel ce a mărit hambarele, a condamnat pe cel ce a purtat purpură și vison, a condamnat pe cel ce s-a întors întristat și a spus, Doamne, ce să fac să moștenesc viața de veci? Și el a spus, urmează mie, nu pot să mă las de țarină. De-aia Mântuitorul a spus, cine lasă țarină și mamă și tată și casă și holdă și femeie și copil și urmează mie, sau este vrednic, chiar dacă nu urmează, nu este vrednic. La care apostolii au spus și ei. A întrebat apostolii pe Mântuitorul, vă dați seama, dacă noi avem un profesor, ce să nu-i punem întrebări? Și că, Doamne, dar noi dacă am lăsat toate și ți-am urmat ție? Și Mântuitorul spune un cuvânt frumos. Bucurați-vă că numele voastre s-a scris în cartea cerurilor. Sau în cartea vieții lui Dumnezeu, ai văzut? Aia să vă bucurați. Nu să te bucuri că ai 4 rânduri la casă și 3 mașini. Alea rămân dragă. Orică o tamponezi, orică dă rugina în ea, orică să strică o piesă și dai bani și toate celelalte. Astea sunt sociale, dragă. Astea sunt de întrajutorare. Astea sunt de trai bun, cum se spune. Nu-i Dumnezeu împotriva lor. Dar nu-ți sunt de folos. Și să vedeți în pateric acolo cum unul care toată viața lui trăise în lume și vrea să-și facă oarecare lepădare de sine și mergând în pustie, de vreo 3 sau 4 ori, duhovnicul lui l-a încercat până la adevărata lepădare de sine. Prima dată vrea să repare o ușă, pleacă în lume, nu ești bun de călugăr, apoi un geam, apoi un gard, apoi un acoperiș. Și la urmă ce a zis? Bă, dar cu călugăria asta nu-i glumă, bă, ăsta e lucru serios. Cum să fac eu să pot să mă hotărăsc? Și a lăsat toate și s-a dus gol. Și a zis așa, că părinte, zice, cerul să mă acopere și pământul să mă adăpostească. Acum te-ai lepădat de sine. Ai văzut? Aia e adevărata înțelegere și rost al țarinii din Evanghelia de astăzi. Adică la orice oră, să fii dispus și devotat, nu să-ți dai averea în mâna golanilor. Eu v-am mai spus odată, milostenia se face cu socoteală. Orbul, șchiopul, ologul, bătrânul, bolnavul merită. Eu personal, când trec pe stradă și văd din ăștia de 14-15 ani, Domnul bă, nu spune, pleacă mă la muncă, îți fi rușine, zic, nu vezi că greșești împotriva lui Dumnezeu, cum să-ți dau bani? Păi, Dumnezeu o pune, pleacă mă și o câștigă, să vezi cum se câștigă, că o mănânci de pomană și te înveți rău. Și nu dau. Nu dau pentru că spune Scriptura, să asude milostenia în mâna ta. Nu judecând, dar cercetând. Mi-a dat Dumnezeu dreptul să cercetez. Duhul priceperea, discernire și înțelegere. Scurt. Mai departe. Ce trebuie să fac concret cu această țarină? Ați văzut? Dă într-un om o pagubă. Ori să lasă de biserică, ori să despartă în familie, ori ajung și să războiesc și să procesează și să judecă până la ani de zile. Asta e după Dumnezeu? Nici asta nu e după Dumnezeu, fraților. Pentru că atunci unii comoara ta și inima ta, deci tu ești legat mai mult de o palmă de pământ care nu e a ta. Și eu v-am adus aminte de enori, dacă s-ar scula strămoșii noștri, să spunem, numai generația de la Vasile Lupu sau de la Ștefan cel Mare încoace, care bucățică de pământ ar mai fi a ta sau a ta sau a ta?
Fiindcă și ei la rândul lor au avut opcii, au dus războaie, au fost viteji, au fost voievozi, căpetani, spătari, au fost lefegii noastre, au fost cazaci, au fost mârzați și au fost ei. Și aveau fiecare câte un drept voivodal. Dacă și-ar lua ăia, să spunem, satul Todirel, ce-ar face Todirelul sau Bârnova sau Iașul sau Bucureștiul? Vedeți că e o gândire analfabetă împotriva Scripturii, când Scriptura spune, pământul a dat nu la oameni, ci fiilor oamenilor. Adică să arate că din oameni ies fii permanent, deci al lor este. Și dacă este înțelegere, dacă este înțelegere acea țarină nenorocită și judecată și întinsă și măsurată de 2000 de ani de zile, dacă s-ar împărți cu dreptate, Dumnezeu ar da ploaia la bună vreme. Dumnezeu ar da soare la bună vreme, dar vezi, aci îți dă secete și distruge totul, aci îți dă prea mult ploaie și dărâmă totul. De ce? Știi ce zice Dumnezeu? Lasă-i mă, lasă-i să margă după inima lor, lasă-i întorc eu. Și ne întoarce cu varga, nu ne întoarce cu vorba. Cel de-al doilea și-a luat boi. Mai sunt boi la pădure, mai sunt boi printre noi. Deci important este să nu fim în rândul boilor, ci să ne controlăm boii din noi. Ochii. Să vadă și ale lumii, și ale muncii, și ale științei. Dar să o recunoască toți intelectuali și filozofii, că tot ce mișcă pe pământ e din sămânță. Și viața e numai de la Dumnezeu. Ați înțeles? Și tot ce mișcă și suflă sub coordonata lui Dumnezeu stă. N-a reușit știința să coordoneze măcar o stea. Și dacă vreți să vă dau un răspuns de râs în fața științei, au lucrat vreo 4 ani de zile, au băgat nu știu câte miliarde, au aruncat acum o navetă spațială și s-a prăpădit aiurea prin cosmos. În loc să ardă 30 de secunde, a ars numai 15 reactorul ăla. Și au pierdut proști o groază de bani. Ce a zis Dumnezeu? Nu-i puteți da la săraci, las că iau eu un cer. Și umblă iurea, aiurea, spun să izbește și să dezmembrează în univers, să face particule cosmice. Vezi cap pătrat și minte îngustă. Știința la mijloc. Mergem mai departe. A venit știința și a stricat credința. Ia ca ce a făcut știința. Cercetați cărțile, fraților, au apărut cărți minunate. A venit știința și a arătat ce știe comunismul. Au distrus intelectuali, au distrus medici, au umplut pușcăriile, au omorât doctori, ingineri, oameni de cultură, oameni capabili și au lăsat o masă de golani pe care le-a pus carnet în mână și știți prea bine cu ce ciomăgare au întemeiat pe vremea aceea Partidul Comunist legat la vremea aceea și ce au făcut? V-au îndobitocit copiii de astăzi. Îmi spune o mamă ieri, zice, părinte, dacă vrei să mă crezi, nici nu-i mai zic pe nume. Ceaușiscu-i spun. Pentru că el mi l-a îndoctrinat. Mi l-a învățat Pionier, mi l-a învățat Șoimu Patri, mi l-a învățat Ucecism și acum nu se închină. Zice, când mă închin și citesc la psaltire, mi-aruncă psaltirea și spune, ai mamă cu anomaliile tale, mai prostii de tot, zice. Pur și simplu mă faci să părăsesc casa. Auzi ce spune oul la găină, vrea să sară oul din cuibar de acum. Bă, fraților, dacă nu-i minte, vai de picioare. Deci știința prostește credința și Dumnezeu nu este împotriva științei, că dacă ar fi împotriva științei, n-ar fi spus Ieremia cu 600 sau 300 de ani înainte de Hristos. Ce sunt acestea care se întrec pe drum și merg pe șerp de oțel, dezguduie pământul? Era vorba de tren. Ce se știa pe vremea lui Hristos de tren și de intercity? S-o credeți voi, prorocii au știut că vor fi. Era din știință, vă, din sclipirea lui Dumnezeu și s-a împlinit. Mai departe, întreabă Ieremia, ăsta Isaia, ce sunt acestea care zboară ca porumbarele spre cuibul lor de huie torțele cerului? Era avioane. Știa Hristos că o să fie avioane? Asta știa cei din vremea lui Hristos ca să apară avioane? Nu știa Ștefan cel Mare de avion sau Vasile Lupu. Da, păi de cum aia de atunci? Vezi că știința e condusă de religie? Vezi că cercul înalt al lui Dumnezeu înglobează sau filtrează cercul adânc al științei, știința se pierde undeva în neant, în formula și ipostasul știați că? Știați că? Sau s-ar putea să? Sau se presupune? Dar Dumnezeu spune clar, și-a fost lumină, și-a fost zi, și-a fost noapte, și-a fost așa, și-a fost dincolo. Ia să-mi explicați mie cum se explică faptul, deci cum se explică faptul că astăzi când se cunosc toate limbile pământului, știm și engleză, și franceză, și germană, ne-am făcut o masă universală de oameni. Noi nu ne înțelegem. V-ați pus întrebarea? Da la pogorârea Duhului Sfânt,
Când a venit Mântuitorul Hristos în lume prin înviere și a pogorât peste 12 analfabeți, că nu poți să le spui la apostoli că erau oameni cu studii. Nu știau nici de politehnică, nici de liceu, nici de metalurgică, nici de chimie, nici de filozofie, nici de birocrație, nici de informatică, nici de birotică. Nu știau, dragă, de astea școli inventate de mintea omenească în ajutorul societății. Și atunci știau ei astea? Nu știau. Dar când a vorbit un apostol insuflat de Duhul Sfânt, a înțeles și armanul, și lipovanul, și turcul, și asiaticul, și elinul, și grecul, și mahomedanul, și toți. Ai văzut? Fă-mi tu o filozofie de asta. Cine va putea face este Dumnezeu, cine nu să-și adă în banca lui. Vezi că știința e mai jos ca religia? Spune Irineu Mihălcescu în Teologia Luptătoare. Cine neagă, religia este un frecat. Iar cine se pune prin religie împotriva științei și nu-i dă drepturile pe care le are în prisma de a aluneca în necunoscut, iarăși este un flecat. Deci trebuie să recunoaștem că prin om avansează știința, dar tot prin om avansează distrugerea. Vreau să vă dau o informație clară și precisă. Intenționat am pregătit această Evanghelie pentru astăzi așa mai învârtită, că așa am vrut eu să vă spun eu un lucru. A inventat știința mașinii. Ați văzut, frumos, te sui, drum, că iei la drum. Dar să vă întreb un singur lucru. Ce a făcut știința în schimb? A făcut rafinării, a sondat tot pământul, a scos cărbune, a tăiat păduri, a golit pungile de petrol din vechile precambrian și preistoric și paleozoic, deci vremurile alea când lumea giganților și a uriașilor de la potop a putrezit toată sub nămolul mâniei lui Dumnezeu și s-au format pungile imense de petrol. Și au subt și acum te trezești cu un cutremur. Și zice, dragă, s-au interpretruns două plăci tectonice. Nu s-a interpretruns nimic. Pământul are o presiune a lui personală. Pământul este sub pavăza lui Dumnezeu și temeliile lui Dumnezeu și pământul stă pe ape, spune Psaltirea, și noi știm lucrul ăsta. Și când acolo se face o inversiune și lucrurile nu mai ies cum trebuie, într-un gol de unde tu ai scos 20 de ani sau 30 de ani petrol, mii și mii de barili și de litri, acolo fie că se umple cu apă sau fie că se umple cu aer. Și atunci te trezești că apare cutremurul, te trezești că apare vulcanul, te trezești că apare o ruptură sau o prăbușire, te trezești că se face, să spunem, o gaură ceva în scoarța terestră sau o nenorocire, un hău sau un tău acolo, de rămâi minunat ce face omul, cum spunem noi la țară. Strică 10, zici că strică un prost și nu mai repară 10 deștepți. S-au tăiat pădurile, s-a stricat aerul curat, s-au făcut fabricile și mor de radiații și de ganglioni. S-au făcut atomoelectrice, dar mor la 40 de ani. Trăia Moș Gheorghe 100 de ani, dar mânca lapte de vacă și brânză și punea un braț de lemne pe foc. Și cineva vine și îmi spune, zice, da, părinte, dacă trăiam așa primitiv, unde ajungeam? Unde ajungeam? Mergeam mai încet și tot cu Dumnezeu ne întâlneam. Așa am grăbit, cum se spune, prin congrese, prin procese, prin tehnologii, urcarea spre iad și coborârea de la Dumnezeu. Deci coborârea spre iad și a încetat urcarea la Dumnezeu. Pentru că rar, istorioara, patiricul egiptean, rar se deschid porțile cerului pentru câte un drept. Iar păcătoșii merg cu groaza. Ați văzut ce a făcut știința? Te-a învățat știința să te scoli la ora 3, să umbli pe tramvai și să înjuri că nu ți-a stat ceasul, nu ți-a sunat, te-a certat șeful, te-a penalizat. Te-a învățat știința să te duci în schimb de noapte sau în schimb de zi și să transformi dreptatea lui Dumnezeu care a spus noaptea omul să odihnească cel ce dă somnul cericilor și pace la bună vreme. Și tu ai făcut din noapte zi și apoi te plângi că ești bolnav și tot Dumnezeu e vinovat. Te-ai învățat să trântești în loc pământului, să-i dai o rugăciune și să spui rugăciunea de începere a lucrului când prășești, îi arunci un sac de azot și apoi te plângi că te mănâncă pielea și zice, părinte, am o boală, se cheamă leucemie. Păi dragă, din atâtea chimicale nici n-are cum să nu se distrugă organismul. Te-a învățat știința când ești răcit în loc să bei o gură de lapte sau să mănânci un leac și o pastilă dintr-o buruiană din țarina lumii care a lăsat-o Dumnezeu întreagă. Tu bagi pastile în tine N kilogram și atunci iarăși să repară ficatul și să strică capul, să repară capul și să strică stomacul și tot așa. Ați văzut ce a făcut știința? Spune Teoclid Dionisiatul. Verigile murdare și bolnave ale societății nu pot întocmi o societate sănătoasă.
Până la Nimrod, împărat, n-au fost împărați pe pământ. Oamenii se conduceau după conștiință și după legea lui Dumnezeu. Când s-a pus împărații pe pământ, după potopul lui Noe s-au pus împărați, pentru că oamenii n-au mai avut încredere că Dumnezeu îi comandă cum trebuie. Și și-au pus oameni conducători. Ei, cine se închină idolului om și nu-și pune prin om nădejdea în Dumnezeu, acela pierde. Ca să știți un singur lucru. Poate să vină să ne... Și Ștefan cel Mare, și Mihai Viteazul, și Mircea cel Bătrân. Dacă învii astăzi, nu mai fac ce au făcut pe vremea. Sunt sigur că își cer o injecție cu fenol și moartea pe loc. Știți din ce cauză? Pe vremea aia nu se știa de drepturile omului. Pe vremea aia se știa că toți muncesc, toți trăiesc, toți lucrează, toți se supun, toți ascultă, toți sunt cuminți, toți se supun domnitorului său. Nu știau nici de NATO, nici de pactul de la Varșovia, nu știau nici de bombe atomice, nu știau nici de tancuri alte teleghidate și așa ceva, nu. Ei știau să șadă în banca lor. Citiți frumoasele pasaje din Iorga și din Sadoveanu. Și că când venea primăvara în țara Moldovei, zice, se dregeau ceairurile pentru caii oștilor Măriei sale, se curățau iazurile, se reparau morile, se arau ogoarele, zice. Țara era ca o floare. E, și acum țara e ca o floare. Sigur că e ca o floare. Golani la colțul ăla îți dă în cap, dincolo poliția îți dă amendă, dincolo te înșală judecătorul, aici te omoară doctorul, de asta parte te înjură vecinul, din cap îți curge apa prietenului, de jos îți pocnește în țeavă cel care n-are chef să doarmă noaptea, ai văzut ce viață frumoasă e în țara Moldovei. O leacă mai frumos ca iad. Deci vedeți, fraților, omul și-a făcut prin știința și puterea lui și iadul și raiul pe pământ. Ați văzut? Și cine trăiește în rai? Cine se roagă astăzi? Că numai prin rugăciune poți să alungi nenorocirea din capul tău. Ăștia-s boie despre care am vorbit. Cine nu știe să stăpânească gustul, mirosul, pipăitul, văzul și auzul, face toate păcatele. Spunea un sfânt părinte, fericit cel ce nu păcătuiește cu privirea, că păcatul intră prin ochi și apoi prin celelalte mădulare. Ieremia, moartea s-a soit prin ferestrele voastre. Clar, nu da boie la pășune în țarină, ține-ți-i acasă și dă-le iarbă cu măsură. Scurt, am terminat. Lumea și diavolul. Mai avem acum trupul sau diavolul ăsta, femeia. Nu femeia în sine. Femeia în Sfânta Scriptură, după tâlcuirile lui Origen, înseamnă patimă, ca să știți. Femeia este ușa raiului. Așa spune Ioan Damaschin despre femeia din lume. Este maica vieții, este ușa raiului, este izvorul iubirii și este ochiul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost femeia, n-ar fi avut un să întrupa Hristos. Cine vorbește urât despre partea femească din punct de vedere spiritual sau moral, greșește. Răi sunt și bărbații și femeile, buni sunt și bărbații și femeile. Noi vorbim de patima în sine. Mi-am luat femeie și mă duc că am treabă. E interesantă și treaba asta. Eu nu pot veni că am femeie. Unii au câte 3, alții au câte 7. Dar ăsta din Evanghelie a zis, am femeie. Ce este cu această femeie? Este vorba de păcatul în sine, războiul nevăzut al lui Nicodima Ghioritu, în care se arată că după treapta a șasea sau căderea în păcat, treapta a șaptea este patima, a opta este lupta în fire cu păcatul și a noua deprinderea păcatului definitivă când nu mai scapi el. Asta e femeia despre care se vorbește astăzi. Clar să vă fie. Deci este vorba de omul păcătos care ori aude clopotul, ori aude toaca, ori aude glasul duhovnicul, ori aude glasul preotului, ori aude glasul vecinului, ori aude glasul conștiinței, nu mai lucrează. Și Talase Libianu arată, conștiința adoarme în momentul maximului de păcat. Ea bate azi odată, mâine odată și odată zice, ho, ajunge, gata. Și rămâne omul în propria-și voie. Și atunci el vine și spune, nu pot posti, nu mă interesează, nu vreau să știu, Biblia nu-i bună, cine a înființat ortodoxia a făcut nu știu ce, n-a înființat-o nimeni. Ortodoxia nu e înființată de mine și de tine. Înțelepciunea și-a zidit casă pe 7 stâlpi, așa spune Scriptura. De cele 7 ale tainei ale bisericii au înființat creștinismul prin Iisus Hristos. Să știți clar, denumirea de creștini este încă din Noul Testament, de la început, după înviere, când apostolii prima dată și-au hirotonit episcop și preoți în bisericile din Asia și așa mai departe. Citiți Faptele Apostolilor, nu o să vă citesc eu Scriptura în biserică. Și vă întreb, deci dacă știm ce este patima și ce este păcatul, nu ne rămâne decât să ne aducem aminte cum mor cei păcătoși.
Și nu vă dau altă pildă, eu vă spun atâta. Fiecare a luat pălmi și lovituri în viață. La unul i-a murit tata, la unul i-a murit mama, la unul i-a murit copilul, la unul i-a murit socru, soacra, nora. Și dumneavoastră veniți cu praznice și cu parastase și începeți să spune: n-a fost rău, dar nu prea venea la biserică, ci că credea în sinea lui. Ce-ar fi dacă o vacă ar da lapte în sinea ei? Ce-ar fi dacă o găină s-ar roa în sinea ei? Ce-ar fi dacă pământul și-ar da roadele în sinea lui? Ce-ar fi dacă pomul ar face prune sau mere sau piere în sinea lui? Vă închipuiți ce-ar ieși? A murit de foame, n-a mai existat. Sau soarele să lumineze în sinea lui și să încălzească în sinea lui. Frate, nu există așa ceva. Asta se spune clar, cu litere mari. Ateism. Adus de Stalin, de Lenin, de Marx și de Frederick Engels. Și de Jidan. Clar să știți. Ateism. Asta înseamnă credința în sine. Apostolul Pavel a spus negru pe alb: credința fără fapte e moarte și faptele fără credință tot moarte. De ce a spus lucrul ăsta al doilea? Faptele fără credință sunt moarte. Ca să ne arate nouă că păgânii n-au lege și fac ale legii. Și să nu trăim cu impresia că păgânii văd raiul pentru că au făcut ale legii. Nu! Vor fi judecați sub legea lor. Legile judecății lui Dumnezeu la cina cea mare vor fi acestea. Legea conștiinței până la Avram, când a fost tăierea împrejur, Moise cu decalogul, Hristos cu legea darului și păgânii cu legea zidirilor. Și cea mai grea este judecata lui Moise și a lui Hristos din legea darului, adică Evanghelia. Să știți, asta sunt judecățile lui Dumnezeu. Nu judecă Dumnezeu că ai venit tu la biserică cu 3 ani înainte de a muri, te-ai pocăit o zi și aștept să mergi de o dreapta cu Sfântul Nicolae. Nu. Faraonul cel netrupesc, cum spune Ilie Miniat într-una din învățături, așa cum nu lăsa pe femeia gârbovă să-și ridice capul să vadă soarele, adică învățătura lui Hristos robită de materie, așa vine și astăzi în casele creștinilor și spune: ce rost mai are să mergi la biserică, dragă? Doar aceeași liturghie în fiecare duminică. Ce, nu auzi de atâția ani? Lasă, dragă, mergem să vinem. Mergem să facem, lasă, avem treabă în târg astăzi. Dar te întreb eu, dacă Dumnezeu în cele 6 zile când s-a pus la dispoziție să muncești, nu-ți dădea ce trebuie ca să-ți rodească toate, ce mai duceai a 7-a zi în târg? Dar omul dacă e bătut în cap și nu înțelege? Deci sporul de duminică, sporul din sărbătoare, sporul când Dumnezeu a rânduit să te odihnești, când a rânduit să te rogi, când a rânduit să postești și să faci binele sufletesc, ala pentru Dumnezeu înseamnă dreptate, restul e foc și o sândă. Și v-am mai explicat eu, câte mame n-au copii răi și plătesc cauțiuni după urma lor de orice fel, pe la școală, pe la servici, prin societate, cu avort, cu divorț, cu neînțelegeri cu toate, cu blocuri, cu judecăți. Faceți-vă procesele de conștiință. Eu le aud de la spovedit, nu dau lume. Că mi-a plăcut odată când a zis un om o vorbă foarte interesantă. Zice: nu mă duc să mă spovedesc, asta a fost foarte cu gust. Zice: nu mă duc să mă spovedesc la Bârnova, că dacă spun un păcat, zice, data viitoare aud vorbindu-se despre el în biserică. Păi dar n-am să vorbesc de unul care nu se face. Trebuie să-l lămuresc pe ăla care s-a făcut. Dar nu cine l-a făcut, fiindcă spovedania-i taină. Dar să știi și alții să nu-l facă. Ce, vrei să te felicit că trăiești în concubinaj? Vrei să te felicit că mănânci miercurea și vinerea de dulce? Sau că te închinzi, te culci sara ca, știți voi, ca cine? Neînchinat? Nu se poate, dragă. Asta e o mare rușine, creștin care nu are rugăciune, la culcare și la sculare. O altă bunicuță, ca să vă placă și acestea, o altă bunicuță mai cu tâlc. De ce vreau să vă spun că păcatul zace om adânc și fără margine și necredința sau acea credință în sine e murdară? Stătea odată, ele nu știu, la autobuz, pe lângă cine mai stă și ce vorbesc. Și îi spune una către cealaltă să jăluise după ce fusese la mănăstire. Dragă, zice, dacă n-am mai bătut drumul ăsta de atâtea ori, și dacă n-am mai dat eu pomelnice, zice, și dacă nu m-am mai rugat eu în biserică asta și nu mi s-a împlinit nimic, mi-am cheltuit banii degeaba. Dar mă întreb cum s-o fi rugat de nu mi s-a împlinit. Dar eu cred că știți ce a făcut? Cred că a venit și a plătit pomelnicul și a zis: de-amul m-a luat de grijă, gata, aștept să moară vecinul că mi-a făcut rău, nu o să se întâmple asta niciodată. Dumnezeu știe că nu ți-i de folos ce ai cerut și îți dă numai ce vrea El. Înțelegi? Deci nu te cheamă nimeni să vii la biserică
și să plătești pomelnic și să aștepți să ți se împlinească. Nu. Ia tu întâi și te roagă, când deja ai venit la biserică, rugăciunea ta, captată de liturghia harică a preotului din altar, să facă sul comun și să o ia cu lumină la cer, de să nu fie neluminată rugăciunea ta. Și atunci se împlinește. Dacă tu vrei moartea păcătosului, eu le arăt la mulți, acum am saltire, ce scrie în psalmul 7 și mulți se nervează când citesc. De-am făcut cuiva rău. De-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut rău. Vrăjmașul să calce sufletul meu în picioare și viața mea în țărână să o așez. Auzi câtă îngăduință slobodă Dumnezeu celui ce răsplătește rău cu rău. Și tu vrei să-ți omori eu pe soacră ta și pe socrul tu și pe ficior tu și pe nu știu cine care nu te ascultă. Nu există așa ceva, mamă dragă. În biserică există atât. Rugăciunea de mântuire, de cerere și de mulțumire. La cerere unul vrea cu serviciu, unul vrea cu casa, unul vrea cu masa, cu necazurile. Iar la mulțumire că a reușit și s-a împlinit și poate să fie un creștin bun, iar la laudă lui Dumnezeu sau cum să spunem noi acolo, pui și tu acolo să te ierte de păcate și să-ți dea sfârșit creștinesc și răspuns bun la înfricoșata judecată, cum spune ctenile zilei. Deci asta face biserica. Eu scriu pe pomelnic tot ce spuneți voi acolo când faceți pomelnicul, dar noi în altar pomenim ce trebuie, adică pomenim dacă e pentru serviciu, se pune la cereri de folos, dacă e pentru cununie, se pune acolo la împlinirea cererilor de folos. Dacă e pentru vrajbă sau mânca doi, punem pentru îmblânzire și întoarcerea cu dragoste, nu punem ce vreți voi. Aia-i țarina, aia-i femeia despre care vă vorbesc. Deci noi venim la biserică, dar tot răi rămânem și rămânem răi că nu vrem să ne facem buni. Deci n-alergăm la bine. Vin la biserică, dar rămân cu scopul în sine. Mi-a spus într-o zi o bătrânică foarte frumos, iar o vorbă așa ieșită dintr-un duh de sine. Zic, bunică, ai grijă că dacă nu postești tot postul, îți dau o gheaznă mare. Așa și ea, dar aceea nu-i bună? E bună, mamă dragă. Dar dacă tu mori mâine și zici și Dumnezeu, și ce să mai fac și cu baba asta, dă-o în iad. Ei, ți-ai pus întrebarea? De să fim cu luarea minte, vorbe aruncate la hurtă și de pomană, îți vorbe de șarte, de aia eu când vă dezleg la spovedanie, ați văzut că de fiecare dată nu uit să spun. Vorba, gluma, râsul, uitarea, pisma, ura, mânia, invidia, răutatea, lenevia și trândăvia. Ați văzut că la fiecare în parte, pentru că voi nu vă dați seama ce vorbiți, nu vă dați seama ce gândiți și ce vreți. De aia vă spun. În momentul când ajungeți la cina lui Hristos, să ajungeți pregătiți duhovnicește și nu înșelați pe voi înșine. Să lăsăm și țarina la locul ei duminica și în sărbători, să lăsăm și boii la locul lor sâmbătă și duminica în sărbători, să lăsăm și femeia la rândul ei acolo, sau eventual să dăm divorț de ea, adică patima să o lepădăm de sine. Să nu avem nevoie de patimă, să rămânem doar cu boișorii și cu țarina. În țarină trăim și cu boișorii ne hrănim, iar de femeie nu avem nevoie. Să zacă noi virtutea și nu păcatul care se cheamă în Sfânta Scriptură, în traduceri, femeie. Deci, să dea Dumnezeu la încheiere, spun eu așa, fiindcă e sfârșitul postului, să fiți cu luarea minte toți care ați rămas încă nespovediți și neîmpărtășiți, să nu veniți cumva miercuri când se umblă cu ajun. Că vă spovedesc cu mătura atunci. Este timp încă săptămâna aceasta în care intrăm, să o faceți toți. Atunci sunt colinde, este treabă și la mănăstire, este de făcut și aici curățenie, este de făcut și treabă și la gospodărie, este și fiecare călugăr în parte are și treaba lui personală să-și spele, să-și calce, să-și curăță o haină. Deci nu veniți cu două zile înainte, când v-ați terminat voi toate acasă, v-ați adus aminte că mai aveți treabă și la biserică. Și v-am mai avertizat, care nu s-a spovedit niciodată, sunt îndreptare de spovedanie acolo în spate. Nu veniți fără îndreptare de spovedanie. Eu până acum, care i-am spovedit, mă la majoritatea le-am dat. Vă luați îndreptare de spovedanie. Și căutați-vă psaltire. Nu dau voie să se împărtășească omul care n-are psaltire în casă. Păi cum să scapi tu de farmece dacă n-ai de unde citi psalmul 37, 67, 142 și 50? Cum să scapi tu de neînțelegeri și balamuc în casă când tu nu ai psaltire să-mi faci o catismă la zi? Cum să-mi scapi de nenorocire sau de alte pagube în casă când tu n-ai paraclisul Maicii Domnului? Cum să-ți ajute Dumnezeu în viață când tu n-ai pomelnicul la morță ăla din spatele psaltirii care îl face deosebit tot creștinul și mireanul pentru sufletul cel adormit? Stai în casa cuiva, mănânci pe moșia cuiva, pe chiria și pe testamentul cuiva și cel ce a făcut blocul, pe unul l-a călcat macaraua, pe unul l-a călcat mașina, unul a murit în sacul cu ciment, altul a murit în nădușit. Și ăia să socotezi, de aia când faceți sfințiri pe la bloc, pomeniți și morță. Pentru că la blocul ăla s-a depus o jertfă.
Ei, acolo în psaltire este o rugăciune, pomelnic pentru vii și adormiți. Aia dacă o ai, citești. Dacă ai psaltirea, nu-ți mai trebuie altă carte de rugăciune. Ceasul 1 e cu psalmi din psaltire, ceasul 3 e cu psalmi din psaltire, ceasul 6 e cu psalmi din psaltire, ceasul 9 cu psalmi din psaltire. Vecernia cu psalmi din psaltire, mezonoptica cu psalmi din psaltire, utrenia cu psalmi din psaltire. Îți mai trebuie o mică carticică pentru rugăciunea de dimineață sau de seară. Dar dacă nu ai aia, poți să faci și o catismă la psaltire în loc de rugăciunea dimineață, că nu se supără Dumnezeu mai mult să veselește. Deci, nu așteptați să vă mântuiți de pomană. N-așteptați în nădejdea că umblați prin țarină și vă probați boii și vă țineți grija femeii. Pentru că ce se întâmplă? O să vă treziți amăgiți voi singuri. Ați văzut, râd de noi toți. Numai la ortodoxi vezi bețivi, numai la ortodoxi vezi fumători, numai la ortodoxi vezi divorțați, numai la ortodoxi... De ce n-ai văzut vreun iehovist făcând yoga sau dazestezii? Băi, aia sunt drăciți, aia nu ți ies din doctrina lor, ni se plătește ortodoxul să le apădă de Hristos. De ce n-ai văzut la penticostal sau la adventiști vă unul să se certe și să urască, să se mănânce pe față? Ca să ne arate nouă ortodoxilor că călcăm porunca Mântuitorului. Iubiți-vă între voi să cunoașteți că sunteți ucenicii mei. Să nu uitați cuvântul lui Vasile cel Mare. Vai de omul care s-a născut creștin și moare cu fapte de păgân, că mai bine putrezeam pântecele Maicii sale. Iar Vasile cel Mare spune mai aspru. Zice, vai de creștinul ce s-a născut în vremea dreptății lui Hristos, că cu mare măsură de dreptate se va judeca. Să nu vi se pară o glumă. Deci să nu vi se pară un râs. Să luăm viața așa, ca a doilea paragraf al Sfântului Vasile spune, din pricina faptelor voastre să hulește numele lui Dumnezeu într-un neam. N-au apărut pe pământ oameni răi și păcătoși, adică alte credințe, până n-au văzut dezbinări în sânul propriei noastre biserici. Când au văzut că ne certăm și au făcut cult aparte, când au văzut că curvim și au făcut cult aparte, când au văzut că înjurăm și au făcut cult aparte, când au văzut că furăm și au făcut cult aparte. Ei sunt mai răi ca noi, că sunt tot oameni, nu vi se pare că sfinți. Dar chipurile s-au separat. Dar noi am separat cu faptele noastre. Să avem acea tărie să le demonstrăm că veșnic să nu existe liturghie în biserică duminică să nu se împărtășească măcar un prunc, măcar o băbuță, măcar un tânăr, măcar o mamă sau măcar un tată cu fiul lui. Deci biserica să fie într-o permanentă lucrare și oamenii să fie într-o permanentă unire cu Dumnezeu. Nu fac liturghia, deschid potirul și 400 de păcătoși se uită, dar nu îndrăznește nimeni să se apropie. Mare rușine în Biserica Ortodoxă. Deci chiar dacă s-a terminat postul celor 40 de zile, nu bagi acum în două săptămâni jumătate de porc în tine. Iei frumos și mănânci rațional și ordonat, iar de sfinții trei erarhi, cinci zile fără un de lemn, și vii și mai iei odată Sfintele Taine, ca la începutul postului mare tu să fii deja pregătit duhovnicește, antrenat în noua luptă. Nu când vii la postul mare, tu deja ești obet, diabetul înaintat, colesterolul, glicemia, e ca un urs, gâfâie parcă arată în deal. Dumnezeu nu iubește creștini de felul ăsta. Dumnezeu iubește pe dătătorul de bunăvoie. Pe cel ce pune râvnă peste râvnă, voie peste voie, voință peste voință și putere peste putere. Cu asta închei, spune prorocul David, gustați și vedeți că bun este Domnul. Asta e cina și esențialul din ea. E verticalitatea, mersul la cer, la rai. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Aleluia!